Președintele american Joe Biden a cerut Congresului să aprobe un nou ajutor financiar substanțial pentru Ucraina, 33 de miliarde de dolari sprijin suplimentar pentru următoarele luni. Din această sumă, 20 de miliarde vor reprezenta ajutor militar. Această enormă asistență militară și de securitate înseamnă arme și muniții care merg la poporul ucrainean pentru a lupta împotriva invaziei ruse, a declarat un responsabil american citat de AFP și Reuters. Restul pachetului de ajutor urmează să cuprindă 8,5 miliarde de dolari ca asistență economică directă pentru Ucraina și 3 miliarde ajutor umanitar și alimentar, conform Agerpres. Președintele SUA vrea să sechestreze mai multe active ale oligarhilor ruși pentru a plăti efortul de război. Propunerea sa va permite legiuitorilor americani să-i ofere administrației sale mai multe capabilități, permițând oficialilor americani să rețină mai multe bunuri ale oligarhilor, să dea bani din acestea Ucrainei și să penalizeze evitarea sancțiunilor. Biden vrea să dea procurorilor mai mult timp pentru a lucra la astfel de dosare prin extinderea anchetelor privind spălarea de bani la 10 ani în loc de 5. El va face un act criminal deținerea banilor primiți în mod conștient din înțelegerile corupte cu Rusia, potrivit sumarului propunerilor, transmite Reuters. Pachetul de ajutor include și finanțări pentru a adresa întreruperile economice de acasă și din jurul lumii din cauza agresiunii lui Putin, care vor ajuta la creșterea producției americane de culturi agricole, precum soia, și de asemenea finanțare pentru a permite folosirea legislației americane pentru a extinde producția de rezerve critice de minerale și alte materiale afectate de război, conform CNN.